Bine v-am găsit pe tutoriale video, eu sunt Dragoș și în clipul de astăzi o să vorbim despre browserul Opera GX. De curând am aflat că Opera are și această versiune de browser, este dedicată gamerilor și o putem descărca dacă scriem Opera GX. Mergem pe site la Opera. Apăsăm aici pe Download. Browserul a fost lansat undeva în anul 2019. Nu am auzit până acum de el. Este pentru gameri. Eu nu sunt gamer, nu m-a interesat, însă am decis să prezint această versiune. Poate pe unii dintre voi vă interesează. O să debifez această căsuță, îi dau install. S-a instalat. Așa arată interfața, o interfață de gaming. Dacă mergem la setări, observăm că seamănă foarte mult cu browserul obișnuit al celor de la Opera, însă are câteva tool-uri pentru optimizarea în gaming, după cum spun ei. Dacă vreți să forțați paginile să fie în modul dark, în rest, setările sunt aceleași ca pe Opera. Aici puteți alege ce elemente să afișați în această bară, în acest sidebar. Bifați aici ce vă interesează. Aveți o mulțime de aplicații de socializare. Are și funcția de VPN. Aici, dacă dăm click, găsim acest cleaner. Dacă dăm start, putem să bifăm ce anume să curățe. Practic, face exact același lucru ca și când am dat să curățăm istoricul și setăm toate opțiunile din acea fereastră, după care dăm clean la istoricul nostru. Aici avem funcția GX Control, care ne ajută să controlăm, să vedem taburile care consumă procesor și RAM. O să fie afișate aici. Și vom vedea în acest fel câte resurse ne consumă. Putem aici să limităm banda dacă activăm această opțiune. Putem limita memoria RAM. Bifăm aici și putem să setăm aici cât RAM să consume acest browser. De asemenea, putem limita și procesorul dacă bifăm această opțiune
Și aici putem să dăm o valoare minimă și maximă. Aici, dacă dăm click, avem acest GX Corner. Găsim o mulțime de informații despre jocuri, jocuri gratuite, știri despre anumite jocuri și așa mai departe. În cazul în care vă interesează, este un fel de portal în care găsiți pe această pagină, aveți mai multe informații din lumea gamingului. Cam acesta este browserul, păstrează în mare parte setările din browserul normal al celor de la Opera, însă cu ce au vrut să facă mai special acest browser pentru gaming sunt aceste opțiuni de limitare a consumului de resurse. Dacă vă interesează, puteți descărca și testa acest browser gratuit dacă sunteți gameri. Eu nu mă joc deloc, însă am prezentat acest browser pentru cei care sunt interesați. Cam asta a fost pentru clipul video de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și vă mai aștept și cu alte tutoriale video. La revedere!